În acest weekend la Constanța a fost comemorat celebrul poet român Publius Ovidius Nasom. Evenimentul cultural a strâns foarte mulți constanțeni și turiști în piața Ovidiu. Duminică seara, unul dintre oaspeții de onoare a fost celebra violonistă Sarah Cheng. Suntem în piața Ovidiu, suntem în locul care onorează acest ilustru scriitor, care a avut o contribuție fundamentală și pentru păstrarea identității noastre latine. Sara a debutat cu Orchestra Simfonică București, interpretând valsul Florilor de Tchaikovsky sub bagheta dirijorului Radu Postovaru și acompaniată de baletul Oleg Danovski. În premieră absolută la Constanța, violonista Sarah Cheng a urcat pe scenă interpretând Anotimpurile de Vivaldi. Despre Sarah Cheng putem spune că aceasta cântă de la vârsta de 5 ani, iar la 8 ani a debutat interpretând concertul numărul 1 pentru vioară al lui Paganini cu Filarmonica din New York și avându-l ca dirijor pe Zubin, Mehta. Utilizează o vioară Gurneri de Jesse care aparține mentorului său, Isaac Stern, pe care nu o expune la o lumină puternică. Cei prezenți au putut viziona și un spectacol digital care împletește tehnologia modernă cu teme antice și a fost proiectată 3D pe fațada Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța. Tu, cartea mea, vei merge la Roma fermi. Artista Sarah Cheng s-a alăturat publicului până la finalul programului artistic, compus din opere celebre, precum Uvertura Bărbierului din Sevilla, Dunărea Albastră, Espama Cani, asistate de dansul de balet Oleg Danovski. Seara s-a încheiat printr-un glorios foc de artificii, acompaniat de melodii celebre.